Bine, m-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, le spunem invitațiilor noștri. Este un cuplu, Simona și Miron Popan. Bun venit! Mulțumim de invitație! Mă bucur să vă găsesc. Cu o istorie interesantă, nici nu știu de unde vreți să o apucați. Aveți atât de multe experiențe de împărtășit. De la misiune prin India, prin Africa, prin tot felul de locuri, modul în care voi v-ați cunoscut și ați devenit o familie. Experiențele cu cancerul și durerile pe care le-ați experimentat. E atât de încărcată istoria voastră încât mi-e teamă că această jumătate de oră nu le poate cuprinde. De aceea am să vă invit să poposiți într-un moment în care voi puteți să-l localizați, cu un moment în care v-am învățat foarte multe lucruri despre cine este Dumnezeu și despre poziția voastră în raport cu El. De unde vreți să porniți? Îl lăsau pe Simona să aleagă, pentru că eu aș avea multe puncte de pornire, gândindu-mă inclusiv de la copilăria mea, dar poate că Simona îmi dă un reper și Simona, putem să pornim. Apasă pe buton. Da, povestea noastră este o poveste inedită, pentru că eu m-am căsătorit cu Miron acum 10 ani. El a mai fost căsătorit. Prima soție a murit de cancer, a plecat la Domnul fiind bolnavă de cancer. Iar Miron a rămas singur, văduv, la 44 de ani, cu 3 copii. La momentul acela, Miron era păstor în biserica unde eram amândoi, deci pentru mine la momentul acela era fratele Miron, eu doar mă întorsesem din India și nici de cum nu mi-am imaginat în viața asta că visul vieții mele va fi să mă căsătoresc cu un păstor văduv cu 3 copii, dar Dumnezeu așa a lucrat în inima mea ca acesta să devină visul meu. Și a fost greu să lucreze în Dumnezeu în inima ta? A fost treptat, a fost cu multă putere, lucrarea asta care Dumnezeu a făcut-o și cu multă transformare în mine prima dată, dar după ce am acceptat voia lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu mi-a pus-o așa înainte, toate lucrurile au început să lucreze așa, exact așa cum scrie Biblia, împreună, spre binele meu. Și în toți ăștia 10 ani de când suntem căsătoriți, Dumnezeu a avut momente importante în care ne-a lucrat inimile și viețile, momente care nu păreau atât de importante, dar tot a lucrat foarte mult. Și momentul cel mai puternic pentru noi a fost atunci când, după ce eu am născut-o pe fetița noastră, deci avem împreună 3 copii mari și 2 mici, în anul 2013, fiica noastră cea mare, Lois, pe momentul acela era studentă la Cluj, în ultimul an de facultate, o fată extraordinară, cu minte, liniștită, pocăită, o fată deosebită, Lois, a fost diagnosticată cu cancer limfatic în stadiul 4. Da. Când privesc la viața mea și apoi la viața noastră ca și familie, eu privesc viața din perspectiva că e ca și o călătorie și de fapt este o călătorie cu foarte multe necunoscute, cu foarte multe provocări. Am socotit totdeauna că nu e bine să-L întreb pe Dumnezeu de ce, de ce, de ce. Are dreptul. Și nu ai făcut-o nici când ți-ai îngropat soția? N-aș vrea să afirm că n-am făcut-o niciodată. Poate am făcut-o mai devreme de a o îngropa. Și erau momente în care am zis, Doamne, dacă se întâmplă asta, nu știu ce va fi cu viața mea. Habar n-am ce o să faci cu mine. Dar slavă Domnului că a purtat de grijă. Cât de mici erau copiii? Camila avea 7 ani. Cel mai mic. Cel mai mic. Ambra avea 15 ani și Lois 18 ani. Și atunci, lângă sicriul, Lois mi-a spus, tati, o să fie bine. M-a încurajat. Ei, Dumnezeu a rânduit ca să mă întâlnesc cu Simona și să meargă lucrurile în continuare, să fie alături de mine, ca și soție. Simona, ce e cel mai greu să fii mama unor copii pe care nu i-ai născut? Te-am văzut puțin, dar înainte de a spune asta, zi-mi, ce ți-a fost cel mai greu în toată experiența aceasta? Mi-a fost greu să devin aliatul lor, care erau deja aliați puternici. Mi-a fost greu să am înțelepciunea și puterea să pătrund în povestea asta și dacă nu e ușa larg deschisă întotdeauna. Asta mi-a fost uneori greu, dar acum după 10 ani mă uit în urmă și e altceva. Găsesc altceva. Că e altceva tot.
Da, erau momente în care speram că partea grea s-a terminat. M-am căsătorit cu Simona, am fost fericit, copiii au acceptat lucrul ăsta. Am sperat că lucrurile vor merge așa frumos, că va fi soare tot timpul, da? N-a fost soare tot timpul și unul din lucrurile foarte neașteptate, dureroase, a fost acest cancer al fiicei cele mai mari, al lui Lois. Niște ganglioni la gât pe care i-a neglijat, sau medicul de familie a zis, poate să fie ceva lipom, dar când a făcut biopsia, la sfârșitul anului 2013, s-a constatat că e limfom Hodgkin. Nu știam mare lucru despre ce înseamnă asta. Și apoi în 2014 a început chimioterapie, dacă nu greșesc, 10 luni din 2 săptămâni. Un tratament foarte dur. Pentru tine, Miron, care trecuse și cu soția ta, da, în experiența cancerului, să-ți vezi copilul acum. Da, era greu de înțeles. Într-adevăr, aici erau niște deceuri adânci în inima mea. Dar prea greu să găsesc cuvinte ca să descriu ce era atunci. Lois a fost tot timpul tare, n-a fost descurajată, deznădăjduită. Asta a fost un lucru foarte important. Uh-huh. Tăria ei mi-a dat și mie tărie. După, la sfârșitul anului 2014, lucrurile au fost foarte bine. Evaluarea care s-a făcut pe scan a scos în evidență că e rezolvată problema cancerului. Am sperat că s-a terminat povestea și că e bine. Însă, în 2015, din nou a fost semnale că lucrurile nu sunt în regulă cu Lois. Și cred că acela a fost cel mai greu lucru pentru Lois în iunie 2015, când din nou era certitudinea că a revenit cancerul, acea boală. De fapt, nu era metastază, că noi priveam lucrurile din perspectiva experienței anterioare, cu metastază de obicei nu are rezolvare. Era aceeași boală, a doua oară venită. S-a împăcat greu cu ideea să înceapă din nou chimioterapia. Inițial a spus, nu mai vreau să fac nimic, facă Dumnezeu ce vrea cu mine, mi-a ajuns ce am fost făcut anul trecut. Cu greu a fost convinsă să inițieze, să facă biopsie și să vadă după aceea ce decizii va lua. A fost o experiență pe care noi o considerăm mâna lui Dumnezeu și nimeni nu poate să aducă un argument că n-ar fi fost așa. Trebuia să meargă luni la biopsie, sau pentru biopsie, pentru pregătire de biopsie la Timișoara. Și duminica la biserică, eu nu eram la biserica mică, la care eram la altă biserică, dar cineva în biserică a cerut să roage la finalul programului pentru acea persoană și păstorul Duțu Mrăgănea a zis dacă mai e cineva. Și a venit și Lois în față să roage pentru ea. S-a rugat frații pentru ea și luni am dus la spital fără neapărat un gând că Dumnezeu ar fi făcut ceva în urma acelei rugăciuni. Nici nu s-a palpat să vadă ganglionul de sub brațul stâng, care era evident. Dar doctorița, când a palpat-o, a găsit că nu mai era niciun ganglion acolo. Și a palpat-o și sub un braț și sub altul și nu era. Și a zis, ce s-o fi întâmplat? S-o ascuns. Și a zis, nu, ne-am rugat la biserică, s-au rugat frații pentru mine. Și cred că Dumnezeu a făcut o minune. Zice, era mai bine să-l găsim, că altfel trebuie să... De unde facem biopsia? Și a chemat-o marți să vină pentru biopsie, totuși. Și a venit pentru biopsie, nu știu ce o să se întâmple, și a făcut biopsie, decupându-i de sub braț, destul de adânc, pentru că știau locul, după PET scan, unde indica că e ganglionul. Și după 10 zile, când a mers după rezultat, i s-a spus, nu s-a găsit nimic în materialul ăsta examinat și e bine. Am vorbit cu medicul curat, a zis, nu știm, dar să vină la control în continuare, să vedem ce va fi. Lois a zis, Dumnezeu m-a vindecat și eu nu mai vreau să mai merg la spital. Eu n-am încurajat-o să nu meargă la spital, da? La control, da. Totuși a fost decizia ei, avea 19 ani, acum nu puteam să o duc eu la spital și să... Și n-am mai mers la spital 2 ani și jumătate. N-am mai vrut să meargă la control după experiența asta. Totuși, mi-a spus cu ceva timp în urmă, după vreo 2 ani de la experiență, că ceva mai simte cu acei ganglioni, dar poate e numai o încercare sau o, așa.
Până la urmă, după 2 ani și jumătate, deci era în anul 2015, în 2017, noiembrie, cam așa, a trebuit să meargă, a fost răcită, nu s-a simțit bine, a fost o chestie să meargă la doctor, a făcut un film la plămâni și se vedeau că erau anglioni, am dus la, apoi la medicul curant, ne-a tras de urechi că ți-am făcut 2 ani și jumătate, că e foarte grav, sau, mă rog, presupuneau ei. A făcut un tomograf și era, într-adevăr, dar nu era atât de grav precum bănuiau sau s-ar fi gândit medicii. Și Lois a refuzat să facă aici, la Timișoara, tratamentul. A zis că vreau o altă opinie medicală la Cluj. Și la Cluj a găsit un medic excepțional care s-a ocupat de ea și în vara lui 2016, deci după vreo 6 luni, abia a început tratamentul efectiv. Până atunci doar a făcut un PET scan și a pregătit dantura, că urma un transplant, și asta a fost al doilea episod al bolii ei. Și nu vreau să lungesc povestea mult. A început tratamentul, nu ieșeau lucrurile cum s-ar fi dorit, a schimbat vreo 4 sau 5 feluri de tratament după 2-3 ture, din nou evaluare. În timpul ăsta Dumnezeu a lucrat ceva special în viața ei. De fapt, am omis să spun ceva, că înainte de a... În perioada în care nu mergeam la medic, ne-am dus în Italia în vizită la o familie de prieteni. Am dus cu Simona, cu Lois și cu Camil. Era iarna, la o familie. Și în duminica, înainte să venim acasă, băiatul cel mare venise și el, era student, dar în alt oraș, și a văzut-o pe Lois pentru prima dată, vreo 2 ore. Nu știu cât a fost atunci când am stat la masă. Și ne-am despărțit și am venit acasă. Și de la acea întâlnire din 2015 era, a mai venit Cătălin, care este soțul lui Lois, a mai venit în țară odată la o tabără care eu organizasem de tineret și m-am mirat ce caută Cătălin din Italia să vină la tabăra organizată de mine, o tabără de misiune foarte restrânsă. Atunci s-a văzut a 2-a oară. Și a 3-a oară, când el a avut curajul să vină să vorbească cu Lois, a venit la Cluj, unde era Lois. Era înainte de a merge la medic, de a se încheia cei 2 ani și jumătate. Dar Lois i-a zis, Cătălin, ok, n-am niciun... E ok, am putea începe o relație de prietenie, dar să știi că eu, boala care am avut-o, o mai simt în trupul meu și trebuie să te gândești la chestia asta. L-a lăsat pe Cătălin pe gânduri, s-a dus în Italia, a zis, ok, facem, nu comunicăm, rămânem într-o stand-by, ne rugăm. Și a rămas o perioadă de tăcere, cu foarte puțină comunicare, aproape deloc, luni de zile deloc. Și după ce a început al doilea tratament de chimioterapie, după ce era problema clară că trebuie să lupte din nou, atunci Cătălina a venit și a zis, Dumnezeu mi-a vorbit și am credințarea că trebuie să mergem înainte cu relația noastră. Și s-a dus înainte și anul trecut, în vară, s-au căsătorit. Deci în 2020, în 2019, atunci venea la Cluj, a venit într-o vară lui 2019 să se cunoască mai bine, și era în spital, era într-o ultimul ciclu de chimioterapie foarte, foarte dur. Era piele și os, Lois, și nu ieșea din spital între cicluri, dar puțin a ieșit și iar la spital. Și el a vizitat doar în salonul de spital, cu echipamentul ăla cum era necesar atunci. Și Lois, cum am zis, piele și os, 38 de kilograme. Ea normal avea 48, oricum era slăbuță. Da? Și omenește, e imposibil de imaginat că un băiat poate să spere că dintr-o astfel de situație Dumnezeu o ridică pe cea pe care o iubește. Și a iubit-o așa. Ce poveste de dragoste! Și apoi, în toamna acelui an, după acel tratament dur, și-a revenit lui, s-a depus kilogramele la loc, a făcut la Târgu Mureș transplant de măduvă, și lucrurile au mers bine. În decembrie, la Crăciun, a venit și ne-a vizitat Cătălin acasă și după câteva săptămâni mai târziu m-a sunat tatălui Cătălin și a zis, hai să
dacă băiatul ăsta meu e hotărât, să ne înțelegem. Și a făcut logodna în ianuarie 2020. Nuntă programată în mai, dar pandemia ne-a împiedicat să fie realizată și în iulie, în Italia s-au căsătorit și sunt bine și mulțumim Domnului pentru eu ca tată și Simona de asemenea, ca soția mea, ne-a luat Dumnezeu piatră de pe inimă că am văzut într-un mod extraordinar mâna lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă și dincolo de faptul că acum Lois este bine, minunea asta a căsătoriei ei la 29 de ani, nu? Atât avea anul ăsta, face 30, după o antecedent de 6 ani de luptă cu cancerul, să mai sper că te căsătorești cu un băiat care e perfect sănătos și frumos și înalt și care și-ar fi putut lua orice fată din lumea asta. E minunea lui Dumnezeu. Simon, care era perspectiva lui Lois? Tu ca femeie altfel te-ai apropiat de ea. Lois întotdeauna a avut așa un curaj remarcabil în structura ei. Se diferea foarte mult, chiar de frații ei, chiar de Ambra și de Camil, foarte mult. Mereu avea cuvântul ăsta pe care mi l-a spus, va fi bine, cu ajutorul lui Dumnezeu va fi bine. Și avea mereu o gândire foarte profundă despre tot ce înseamnă viață, încă înainte de a se îmbolnăvi. Pentru că, da, trebuie să recunosc că cu Lois întotdeauna am avut așa povestea noastră de apropiere diferită. Era și mai mare, trecuse, își preluase cumva rolul acesta de înlocuitor al mamei după ce mama a plecat. Mai avea pe Ambra și Camil care era micuț și Camil și Lois erau foarte legați. Deci pentru Camil Lois a devenit figura maternă după ce mama a plecat. Și într-adevăr Lois avea o gândire foarte profundă. Era diferit. Și întotdeauna avea credința înaintea oricărui fapt. În toți pașii ăștia de bine, recidivă, nu a avut, poate odată, când a fost chiar ultima dată recidiva aia la care nimeni dintre noi nu se mai aștepta, eu tocmai născusem pe Amos, aveam un bebeluș în casă, era așa, din nou aveam o renaștere la ce înseamnă viață și pe pământul ăsta, dar și cu Dumnezeu, că l-am văzut clar, cu ochii noștri l-am văzut pe Domnul cum a lucrat, a avut un singur moment în care s-a pierdut oarecum pe ea. Nu putea vorbi despre asta, nu putea, dar totuși ceea ce o colecta, ce o adunat înainte și noi cu ajutorul lui Dumnezeu, tot așa, colectând de dinainte, Lois iarăși s-a ridicat. Iarăși a avut așa o ridicare și un elan, pentru că perioada aia chiar a fost greu. Dacă ea nu mai vrea să lupte, era greu să ne revenim cu toți și ea și noi. Fost chiar perioada aia de început, după ce din nou trebuia să înceapă toate lucrurile și la Timișoara a fost foarte descurajată de medici și mustrată că de ce a făcut și ea s-a simțit cumva vinovată și Doamne a mărturisit în perioada asta că tu te-ai atins de mine și acum din nou sunt aici. Era o problemă foarte complicată de a fi rezolvată și s-a depășit cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, deci aia a fost baterea cea mai puternică pe care noi am văzut-o în toți ăștia 6 ani. Dar nu a fost o renunțare. A fost un moment de, de gândire. Așa în care a stat. Și după momentul ăla, tot cu ajutorul lui Dumnezeu și citeam împreună, știu că stăteam lângă ea și ea stătea întinsă pe pat, că atunci nu vrea să iasă mult afară din cameră și m-a rugat să-i citesc psalmi. Și chiar s-a produs o înviorare puternică prin cuvântul lui Dumnezeu după perioada aia. Chiar, ok, trebuie să o fac. Așa, au avut un moment dintre ăla, gata, trebuie să fac și asta iarăși. Și iarăși a pornit și Dumnezeu a însoțit-o de fiecare dată. Puterea lui Dumnezeu și când mărturisea și când vorbea lui zâmbia, lui era liniștită. Avea fața asta luminată de bucurie când vorbea. Nu a fost niciun moment în care să fie disperată sau să simți un dezastru în ființa ei, că trece printr-un dezastru. Mm-hmm. De fapt, trecea printr-un dezastru, exact. Omenește exact. Vorbind. Dezastru. Chiar semnificația numelui ei, Lois, înseamnă blând, liniștit. Și chiar e potrivit, da. Chiar este cu Lois în preajmă, ești așa, se oprește vremea,
Se oprește timpul și capătă altă sferă și altă bucurie cu ea în preajmă. Da. Cum ai privit tu povestea cu Cătălin? Noi mai aveam o experiență. Ambra deja fusese curtată, trecusem prin perioada asta în care se căsătorise înaintea lui Lois. Deci Ambra mijlocia s-a căsătorit prima. Are o familie frumoasă, un soț, are o fetiță frumoasă. Sunteți bunici. Da, suntem bunicul și bunica însoțitoarea bunicului. Și prima dată a fost așa, iarăși nu știu cum să mă raportez, pentru că eu de fapt nu eram mama ei, nu eram nici soacra lui. Eram acolo în poveste și trebuia să fiu bine. Dar cu Cătălin a fost ceva deosebit, pentru că am experimentat așa o conexiune puternică cu el. Adică Cătălin a fost genul de om care a știut cum să vină la noi. A venit la noi și ne-a cerut-o pe Lois. Pentru mine asta a fost un șoc. Ok, vii la tata ei, să... e normal, nu? Că e păstor și tata ei. Și totuși în vremea asta nimic de cât normal, că nu mai vin băieții prea des, nu? Să îi ceară mâna fetei tatălui. Dar mă inclus și pe mine în povestea asta, m-am simțit onorată de atitudinea băiatului ăstuia și cumva m-am conectat foarte puternic cu el. Iarăși după căsătorie, după momentul acela de căsătorie, țin minte că a fost un moment în care ne-a luat pe noi doi în cameră, Cătălin cu Lois, și ne-a mulțumit pentru ce am făcut pentru ea, până în momentul acela în care el cumva o preluat-o din mâna noastră. A fost așa, ai impresia că citești despre lucrurile astea în povești. Dar cu Dumnezeu, orice poveste poate să vină atât de reală. Și Cătălin, mi-e drag de el de numai, pentru că așa poți povesti cu el că nu se mai termină timpul. Ai impresia că ei doi sunt, nu știu... Se potrivesc da, unul cu altul sunt așa, și seamănă fizic unul cu altul. Și da, da sunt așa o sărbătoare, orice moment în care vorbim. Acum ne vedem doar pe video, dar și cu copiii împreună. Și chiar cred și văd și simțim că... Dumnezeu a fost suveran peste toată viața lor. A luat amândoi, luat separat, puși împreună și chiar continuă Dumnezeu miracolul. Nu știm ce o să fie în continuare, dar ei trăiesc așa o poveste demnă de amprenta lui Dumnezeu peste viața lor. Ce frumos! Timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. Nici nu îmi dau seama cât de repede trece timpul că v-aș asculta până mâine cu experiențele pe care le aveți. Totuși, în această situație care pare atât de dificilă, ați trecut deja prin traumă, Miron, ți-ai pierdut deja soția, ai venit în povestea aceasta, Simona, și ai încercat să te pliezi pe povestea lui Miron și să-i asiști pe acești copii care deja fuseseră traumatizați prin pierderea mamei lor. Ați trecut prin povestea cu Lois, care a însemnat atât de multă durere. Ca părinte, e o durere suplimentară de a vedea cancerul cum erodează și cum distruge și cum deteriorează starea de sănătate. În toată situația asta, ce v-a învățat despre Dumnezeu povestea voastră? Până la urmă învățăm, vrând nevrând, că Dumnezeu este suveran și dincolo de asta este și cel care poartă de grijă. Până la urmă ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu, orice ar fi să se întâmple. Lucrurile se pot întâmpla altfel decât le anticipăm, decât le vrem, decât le visăm. Însă am învățat că și dacă nu se întâmplă lucrurile așa cum ne plac, merită să te încrezi în Dumnezeu și, până la urmă, nu există nicio altă alternativă mai bună. Și atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să mergi prin credință. Atunci, de fapt, e dovedită credința, când te duce pe căi neumblate și neînțelese și dincolo de rațiunea noastră. Nu, și până la urmă, spun din nou, viața este o călătorie, viața cu Dumnezeu este o călătorie fascinantă, chiar dacă nu este totul așa cum ne-ar place nouă să fie. Dar fiecare experiență ne îmbogățește. Și cu siguranță, dacă viața era plată și fără greutăți, eram mai săraci. Greutățile astea ne-au îmbogățit, chiar dacă n-au fost dorite și n-au fost ușoare. Nu cred că sunt dorite de nimeni. Cu siguranță. Dar nu ne întreabă nimeni, vrei sau nu vrei? Vrei un cancer? Da, cred că Dumnezeu ne-a aliniat diferit la ce înseamnă umblarea cu El. Pentru că
amândoi am avut experiența de a umbla cu Dumnezeu după ce l-am cunoscut, dar experiențele din ultimii 10 ani de viață ne-au dus, de fapt, mult mai aproape și mult mai în prezența lui Dumnezeu și eu o văd ca o echipare diferită decât acum 10 ani pe care o port acum cu ajutorul lui Dumnezeu. O echipare care, în momentele de acum, ne păstrează mai ancorați în Dumnezeu în momentele care le trăim și mai liniștiți în credința că dacă El a fost atunci în control, dacă El nu ne-a lăsat, dacă El a vegheat asupra nevoilor noastre fizice, pentru că au fost o grămadă, acum pentru ce să mă mai tem? Am amintirea experienței puternice din ăștia 10 ani pe care am simțit-o atunci greu, pe genunchi, plângând, strigând de durere, dar acum avem așa o stare de liniște, a bucuriei că Dumnezeu a fost prezent, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta și Dumnezeu ne-a alineat diferit la a crede pentru vremurile pe care le trăim. Și pe noi și pe copiii noștri, pentru toată casa noastră Dumnezeu și-a întins așa prezența puternic să ne maturizeze și să ne crească cu El. Nu zic că nu o să mai fie poate și de acum înainte experiențe, dar ca o analiză, cred că viața noastră e mai frumoasă acum decât acum 10 ani. Ce cu siguranță. Ce perle aduce suferința împreună cu Dumnezeu. Acum nu o putem, eu știu, lăuda și nimeni nu se dorește, nimeni nu așteaptă. Dar cât de mult lucrează în noi, câtă frumusețe lucrează în caracterul nostru. În mâna lui Dumnezeu e o unealtă prețioasă. Dragilor, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiunea noastră. Sunteți frumoși împreună. Povestea voastră este emoționantă și, deși dureroasă, este frumoasă. Și cred că pentru comunitate, pentru cei care au urmărit această emisiune, e o adevărată încurajare și binecuvântare. Mulțumesc, așadar, să fiți binecuvântați. Toți cei care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să vă viziteze în suferințele pe care le aveți. Nu vă simțiți niciodată singuri, nici abandonați. Suferința nu ne ocolește pe niciunul dintre noi, dar Dumnezeu ne promite ca în mijlocul durerii să vină și să răspundă rugăciunilor noastre. Îndrăzniți să-L rugați, să-L chemați, să plângeți, să strigați numele Lui. Promite să vină. Să fiți binecuvântați.